de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți. Bună dimineața, oameni buni, ne pregăteam de cafeaua de dimineață, ne-am dat seama brusc că unul din invitați nu avea cafea și repede cafea, repede zahăr. Știți că la emisiuni electorale zahărul mai trebuie și el din când în când adăugat. Astăzi, oameni buni, este 2 septembrie și vorbim astăzi cu reprezentanți ai, să nu spunem, ai PSD-ului, dar trebuie să amintim totuși de fiecare dată că ei fac parte acum în acest moment și dintr-o alianță, pentru că așa îi veți găsi pe buletinele de vot, Alianța pentru Piatra Neamț 2020. Invitați în studio domnul Răzvan Cuc, candidatul Alianței pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc mult pentru invitație. Bună dimineața și celor care ne privesc în acest moment. Alături de domnul Răzvan Cuc, un mai nou membru al echipei PSD, domnul Alex, cum îl știe lumea, Bogdan Topor. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumesc! Bine ați venit, chiar dacă am ajuns cu peripeții un pic până ne-am găsit, asta e. Începem emisiunea Oameni Buni cu domnul Topor. Aveți un nume predestinat pentru politică, zic eu. Mulțumesc, așa să fie. Așa. Domnul Alex Topor s-a alăturat echipei PSD Neamț și echipei Răzvan Cuc de curând și l-aș ruga să ne spună care sunt motivele pentru care a ales PSD. În primul rând, o persoană ca domnul Răzvan Cuc, venind din postura de ministru al transporturilor, nu are cum să nu demonstreze și să și exceleze în postura de primar, părerea mea, și zic că poate fi considerat mai nemțean decât mulți nemțeni datorită faptului că a tras și a susținut foarte multe proiecte pentru județul Neamț. Nu neapărat pentru Piatra Neamț, cât pentru județul Neamț. Și atunci asta a fost decizia mea de a mă alătura echipei domnului Răzvan Cuc pentru a susține viitoarele proiecte și pentru orașul Piatra Neamț. Da, este un argument care zic eu este valabil, domnul Cuc. Spuneți-ne câteva cuvinte despre Alex. Știți, când ați spus cu numele predestinat, mi-am amintit că în urmă cu ceva timp actualul premier, care pot să spun că bagă țara în colaps, spunea într-un speech al lui: puneți mâna pe topoare și pe furci. Și țineți minte? Da, da, da. Puneți mâna pe topoare. Iată că noi am pus mâna pe Alex, pe domnul Topor, dar am pus mâna într-un mod benefic, să dezvoltăm, nu să distrugem, așa cum au obișnuit să facă cei de la PNL, să mintă, să distrugă și să-și demonstreze incompetența. Pentru mine a fost și este o mândrie ca Alex să facă parte din echipa noastră, pentru că vreau să vă spun un lucru, dacă vom reuși și vom implementa proiectele, vom implementa în echipă. Nu există un singur om care să facă singur absolut orice. Eu am mare încredere în Alex și în viziunea lui în ceea ce privește partea de evenimente, partea de Horeca, partea de diversitate culinară pe care o știe și o stăpânește foarte bine și cred că o să vă vorbească și aici în emisiune de ce are de gând să facă pentru Piatra. Pentru că, în fond și la urmă urmei, fiecare consilier, fiecare om din echipă își dă testul maturității politice prin ceea ce face, prin obiective. Ori eu când am stat de vorbă în urmă cu ceva timp cu Alex, am rămas impresionat. Pur și simplu stăteam și l-ascultam, nu mai ziceam nimica. Să știți că rar ori se întâmplă să tac, să nu spun nimic. Iată că el a avut un impact, aș spune, foarte pozitiv vis-a-vis de lucrurile pe care vrea să le facă în acest oraș. Să anime, să activăm, să dăm un suflu, să dăm un suflu nou acestui oraș. Dar nu vreau să intru eu pe domeniul lui de activitate. Este foarte important și vă spuneam și când am fost la emisiune aici, că miercuri a devenit o obișnuință să bem cafeaua împreună. Un obicei bun care trebuie păstrat inclusiv după campania electorală. Eu mare sunt atenție. Foarte curios, câți vor mai veni la cafea după campanie?
Da, eu de obicei am prost obicei de a mă ține de cuvânt și pe ceea ce mă privește o să mă vedeți prezent să discutăm diversele problematici care sunt în oraș și care trebuie rezolvate. Dar revenim. Cred că fiecare om își aduce aportul în echipă prin ceea ce știe. Tot timpul am vorbit de echipa din care fac parte, de care sunt foarte mândru și pe care mă bazez, fără de care nu pot să reușesc să câștigăm acest proiect. Fiecare are câte un domeniu, câte o specialitate. În momentul când fiecare își aduce aportul, nu ai cum să nu aduci plus valoare proiectelor și cum să faci greșeli, pentru că echipa te îndrumă și te duce pe drumul cel bun. Iar în ceea ce îl privește pe el, sunt convins că Alex, cel puțin pe mine, ca să zic așa cu ghilimele de rigoare, m-a cucerit de la prima întâlnire și mi-a captat atenția și sunt convins că proiectele pe care le va dezvolta pentru oraș sunt unele foarte benefice. Alex, eu vreau să tac. Te rog să vă convinci pe mine. Ca și o carte de vizită, aș putea spune că în ultimii 3 ani, împreună cu Cătălin Moroșanu, m-am ocupat de organizarea evenimentelor de fighting de la Piatra Neamț. Vă pot spune doar că a fapt divers că în 2018, la a doua ediție a galei DFS, Dynamite Fighting Show, am umplut sala până la refuz. Au fost peste 4500 de spectatori în sală. Cu 48 de ore înainte fiind un eveniment sold out, am decis să montăm un ecran foarte mare pe fațada sălii polivalente ca cei care veneau cu gândul să-și achiziționeze bilete în ziua evenimentului să măcar să rămână să vadă spectacolul din exterior. Iar ca și puncte rating pe televiziunile naționale, am avut cel mai mare punctaj rating din toate galele DFS. A fost la Piatra Neamț. A treia ediție a fost în 2019, anul trecut. Se formase o obișnuință în a fi sold out cu 48 de ore înainte și anul trecut la fel. Am reușit să fim sold out cu 48 de ore înainte. Aceste gale nu ar fi putut să aibă loc fără susținerea Consiliului Județean prin domnul președinte Ionel Arsene și cu susținerea primăriei Piatra Neamț, care ne-a pus la dispoziție sala polivalentă. Evenimente, am pus umărul la ce înseamnă ediția de Food Fest, un eveniment atașat de zilele orașului Piatra Neamț. Anul trecut a fost a doua ediție, anul acesta trebuia să fie a treia. Contextul actual nu ne-a ajutat, dar sperăm la anul să fie a treia și a patra la un loc. Și am vrut să implementăm un concept diferit de față de ce a fost până în 2018 zilele orașului. Și atunci am venit cu o noutate. Cu un concept? Conceptul era de food truck-uri, să renunțăm la, nu vreau să supăr pe nimeni, la corturile, la modulele care se instalau până atunci, la ce înseamnă zilele orașului și acele tarabe, în puține cuvinte. Să le spunem pe nume. Tarabe, că au fost și articole făcute și așa au fost numite. Da, eu aștept. Proiecte de viitor sunt foarte multe. Am venit cu o listă de peste 20 de evenimente care pot pune Piatra Neamțul și județul Neamț pe harta. Spuneți-mi 5. 5. Începem cu un eveniment care se numește Road Drift. Road Drift este un eveniment care are loc lunar în România și am reușit și am purtat negocieri cu organizatorii să facem o etapă a acestui concept de Road Drift anual la Piatra Neamț. Asta ce ar însemna? Road Drift, trebuie să identificăm o zonă stradală prin care 20 de mașini se vor întrece prin diferite metode și formule, blocăm traficul și poate să fie cu demonstrații de drift, cu demonstrații de viteză. Dar acest concept este omologat și este recunoscut la nivel național. Am înțeles. Un alt eveniment. Sună frumos așa. Să văd un trafic blocat pentru ca să meargă mașini. Avem și zona oarecum identificată, că am adus organizatorii la Piatra și au văzut, le-ar place foarte mult zona Bisericani. Da. Fiindcă au curbe, se numește coastă în termenul lor și atunci le-ar plăcea. Un alt eveniment care poate fi pus sau adus la Piatra Neamț este un eveniment pentru a scoate în evidență Cozla sau acea construcție de pe Cozla.
construcțiile, de fapt, că avem și clădirea aceea, avem și... Nu ne ajută infrastructura până acolo. Asta este. Au venit organizatorii, nu vreau să le dau nume, dar sunt unii dintre cei mai mari organizatori de evenimente muzicale din România, care vara fac eveniment la mare, iar în august fac într-un oraș. La Cluj, am exact. Înțeles. Și ar fi vrut să fac o ediție de iarnă la noi, la Piatra Neamț. Da, e greu de ajuns. Și eu am fost cu ei în primăvara pe drumul până pe Cozla, și dar s-a găsit portiță și pentru așa ceva, fiindcă, cum se zice, orice rău spre bine, am fi făcut un parteneriat cu niște dealeri auto și ar fi venit cu niște mașini off-road care să le țină la baza muntelui Cozla, și fiecare participant se făceau grupuri de 4-5 și urcau sus. Da, și mai făceai și o chestie de promoție. Mai exact. Aici. Era un barter în care din toată lumea avea de câștigat. Da. Mai spuneți trei, că după aia îl întrebăm pe domnul Răzvan. Dacă... Un eveniment pe care l-am dezbătut și a fost și propus domnului președinte a fost să înregistrăm un eveniment de Cartea Recordurilor la Piatra Neamț în orice an, dar pe 1 decembrie, să facem cel mai mare ceaun de fasole cu cârnați. Știu că sună, nu știu dacă, banal nu sună, că nu prea s-au mai făcut. Nu, ideea este dacă facem doar ceaunul sau facem și fasolea și cârnați. Facem porții de fasole cu cârnați. Deci asta era, că la ceaun sigur găsim care să bage, să-l facă. Și atunci dacă tot se ține evenimentul de 1 decembrie în piața Ștefan cel Mare, se blochează circulația, atunci ne putem folosi de acest prilej pentru a împărți publicului care... vine la manifestările de 1 decembrie câte porții de fasole cu cârnați. Public, cât fasole și cârnați avem. Ultima omologare este făcută de 2800 de porții, deci 3000 de porții la Piatra Neamț se găsesc de dată. Se găsesc sigur. 4. Al patrulea eveniment, dacă tot nu se poate face ceva pe Cozla, că nu ne ajută infrastructura, ne gândeam împreună cu cei de la organizatorii acelor evenimente să facem un eveniment pe stadion. Ținând cont că echipă de fotbal nu avem, stadionul nu este vizibil la nivel național sau la nivel național nu este vizibil. Investiția este bună. Este depășit în momentul acesta. La un moment dat era unul din stadioanele cele mai bine cotate, dar este depășit de noi regulile. UEFA a fost lăsat și în uitare, ca să spun așa, mult timp. Dar pentru evenimente muzicale este pretabil. Eu vă spun că am fost unul dintre cei care m-am ocupat la vremea respectivă de transmisia concertului Bonnie M, trupa aceea care a venit. Era stadionul full, am făcut transmisie în direct de acolo pe niște camere arhaice și vechi, dar lumea a venit și era dornică să vină, mai ales că ultimul concert de genul ăsta a fost înainte, dacă mă înșel, pe stadion cu Flacăra al lui Păunescu. Am înțeles. Deci lumea este dornică, dar problema este că trebuie să-i ofer ceva care să fie și de calitate, și poate trecem și peste chestia asta cu friul la concerte. Adică se... Lumea, și zic eu, publicul nemțean, zic că a depășit, adică își asumă care sunt evenimentele gratis, nimic de zis, dar și când sunt evenimente cu intrare sau cu bilet, își asumă că acel bilet care îl achiziționează de 50 de lei reprezintă munca. Ce este clar, și aici îți dau dreptate, stadionul și sala polivalentă trebuie folosite mai mult pentru acest gen de evenimente. Avem e soluție păcat. Și pentru parcarea sălii polivalente, ca evenimente. Evenimente de toamnă. Evenimente cu utilaje agricole toamna, cum se face, cum se făcea înainte, zilele toamnei, să facem cu utilaje agricole, deoarece sala polivalentă fiind ca și poziție, sunt foarte multe firme de leasing și firme de utilaje agricole din zona Iașiului. Și atunci poți să intre cu transport agabaritic, cu diferite, și nu supără cu absolut nimic traficul din oraș. Exact, și acolo mai poți spune și altceva pe lângă. Bineînțeles. Care vine să poată să... Da, 5 proiecte. Domnul Răzvan? Eu vreau să vă spun că tocmai ăsta este farmecul echipei. Vedeți? Oamenii trebuie lăsați să vină să își exprime punctele de vedere și trebuie susținuți. Dezvoltarea orașului se face gradual. Până vorbim
de dezvoltarea infrastructurii, până finalizăm dezvoltarea parcului industrial, dezvoltarea centrului SPA pe Cozla. Mai întâi trebuie să creștem notorietatea Pietrei și să aducem oamenii în Piatra. Pe diferite, și oamenii aduși decât pe evenimente. Pentru că, bun, vor veni pietrenii, dar vor veni și din alte orașe. Să vadă că-s curioși. Dom'le, se omologhează un record. Vă dați seama, e un lucru benefic nu numai pentru Piatra, e pentru România. Că vorbești de un nou record, indiferent cum poate părea el. Că poate unii îl iau în derâdere. Dar este un lucru pe care un pietrean s-a gândit să-l facă. Un om s-a gândit să facă acest proiect, bineînțeles cu sprijin, că nu poate să facă de unul singur, dar care va repercuta din punct de vedere al notorietății foarte, foarte mult pentru acest oraș. Să știți că spuneați de stadionul de fotbal. Aici vreau să vă zic că am un punct de vedere divergent un pic. Să știți, Consiliul Județean a fost cel care a sprijinit actuala echipă, mă rog, echipa de fotbal care a ajuns în Liga 3, din păcate, a sprijinit și a alocat fonduri așa cum e normal. Asta trebuie să facă și primăria. Noi trebuie să reînviem acest simbol. Echipa trebuie susținută, dacă vrem să facem performanță, trebuie aduși oameni, dar sunt oameni în Piatra care știu foarte multe lucruri despre această echipă de fotbal, care sunt cu sufletul lângă echipa de fotbal, care vor să-și pună experiența pentru promovare și pentru nu numai promovare, și dezvoltare și, cum să vă spun eu, redobândi mândria aceea pe care a fost în trecut, o dădea Ceahlău când juca pe teren propriu și nu numai, în Liga 1. Să știți, aceste lucruri se pot face și trebuie reactivat acest stadion la maxim, trebuie reînviat brandul de odinioară, astfel încât să generăm nu numai evenimente de genul ăsta, dar să generăm un mod plăcut al oamenilor de a-și petrece timpul liber, venind la meciuri, venind la evenimente, așa cum era și în trecut de altfel. Dar asta se întâmplă numai și numai cu implicarea nu numai a Consiliului Județean, repet, cum a făcut până acum, pentru că Consiliul Județean a fost cel care a pompat practic niște sume de bani în echipă, ci trebuie să aibă implicarea masivă și din partea primăriei. Și din ce am vorbit cu foarte mulți oameni, din păcate implicarea nu a fost una activă, ba din contră, se percep taxe foarte mari pentru cei care fac antrenamente și folosesc acea bază sportivă. Ceea ce nu este în regulă să faci acest lucru, dacă într-adevăr ții la simbolul, la un simbol foarte important al Pietrei. Revenind la proiecte, așa cum vedeți, nu există niciun fel de răutate. Când a mulțumit Alex, a mulțumit și Consiliul, a mulțumit și primăriei. Noi nu avem răutăți în echipă, să știți. Eu nu, să vedeți vis-a-vis și de ceilalți contracandidați în ceea ce mă privește, vreodată să arunc cu invective vis-a-vis de proiectele lor, ci din contră, tot timpul am spus un lucru. Proiectele tuturor sunt bune, numai că ele trebuie implementate gradual. Și apropo, nici nu o să mă vedeți că trimit un consilier în emisiune care, nu știu, stătea cocoțat în trecut prin copac și făcea poze la alții să atace candidații la primărie. Nu. Eu, dacă am o problemă, o spun eu direct în față candidatului respectiv. Toate proiectele sunt bune, mai că trebuie etapizate. Până nu vom avea o infrastructură dezvoltată, eu de asta am bătut monedă și am să bat monedă până în ultima zi de campanie și după campanie, pe dezvoltarea infrastructurii. Foarte greu dezvolți și turistic, dezvolți și economic. Noi trebuie să facem această centură a Pietrei. Este vitală. Nu numai pentru traficul din Piatra, nu numai pentru atragerea investitorilor, dar viitorul drum expres care va veni de la Bacău la Piatra Neamț trebuie să se înțepe într-o centură, că altfel va sufoca orașul. Așa este. Și când vii cu viteză de pe drumul expres, nu poți să intri pe o restricționare de viteză, nu știu, cu 50 de km la oră. Că tocmai ăsta este apanajul și este, practic, deznodământul obiectivelor de infrastructură mare. Să crești viteza, să crești, astfel încât nivelurile de trafic se miște mult mai ușor și să-ți vină turiști, să-ți vină firme și să-ți vină oameni care să-ți dezvolte orașul, care să-ți ajute și evenimentele. Dar primul pas, să știți că sunt astfel de evenimente și n-am vorbit numai cu Alex, am vorbit cu foarte mulți oameni din Piatra care sunt oameni care dețin niște mici afaceri în domeniul Horeca și toți îmi spuneau că își doresc să facă evenimente cât mai multe, cât mai diversificate, ca oamenii
să-i aducem, să știți că acest eveniment nu au numai un rol neapărat bun, benefic pentru cei care produc mâncare sau pentru cei care consumă. Este și un mod de a aduce oamenii la oaltă, un mod de a discuta, de a ne reîmprieteni, să nu mai există nici patimile astea politice, că prea s-au creat niște falii tot timpul între oameni datorită preferințelor politice. Oamenii trebuie să vină la oaltă, oamenii trebuie să fie uniți. Să aibă pretexte pentru a se reuni. Și să aibă nu pretexte, de discuții comune. Foarte bine a spus, nu numai pretexte, să aibă fapte. Iar faptele ne spun că aceste evenimente trebuie să existe. Să știți că nu e mare lucru să faci astfel de evenimente. Numai că trebuie să fie deschidere din partea tuturor. Să nu existe blocaje de genul, lasă, nu-l ajut pe Alex că el e în echipă cu Răzvan. Păi, pe bine, o să fie. O să fie asemenea. Da. Nu, important este următorul lucru. Să fim cerebral și să fim maturi. Eu cred că un om politic își dovedește maturitatea în momentul în care poate să treacă peste niște orgolii mărunte și să ia deciziile în folosul comunității. Ăla este un om politic matur. Restul, mă rog, sunt trecători prin viața politică și lumea îi va cataloga ca atare. Niciodată, și asta am spus-o tot timpul, să știți că eu nu am, și cât am fost ministru, și cât am avut alte funcții, să știți că nu am judecat oamenii doar din punct de vedere politic, ci l-am judecat din punct de vedere al competențelor. Dacă am văzut că un om poate să genereze plus valoare, să știți că l-am sprijinit. Dacă am văzut că urmărește niște interese mici și meschine, m-am dat la o parte și l-am lăsat să-și facă treaba lui. Dar niciodată nu am catalogat strict politic. Ceea ce văd că se întâmplă, din păcate, în campanii, în România de foarte mult timp. E sport național. Și cu precădere ce văd că se promovează, din păcate, minciuni sfruntate de către contracandidații noștri de la PNL vis-a-vis de proiecte, vis-a-vis de fonduri, mie mi se pare, nu numai tupeu, mi se pare că jignesc inclusiv memoria și modul în care gândesc pietrenii și nemțenii. A venit să spui că nu s-au adus fonduri în județ, că nu sunt proiecte pe finanțarea europeană accesate. Mie mi se pare în condițiile în care tu n-ai fost în stare să aduci un cui, tu cu guvern liberal, deci nu vorbeam de județ, vorbesc de orașul care este administrația liberală, n-ai reușit să aduci un leu pe care să-l investești aici. Și tu să te apuci să-ți faci campanie, am văzut că și fac campanie domnii de la PNL, pe obiective de infrastructură pornite de Partidul Social Democrat, pe minciuni de 2 lei spunând că nu sunt accesate fonduri, și pe tot felul de lucruri care nu fac decât să-i dezonoreze. Dar bine, nu știu cât au ei onoare, că vă dați seama, vă dau un exemplu simplu pe care îl știm cu toți. Începe anul școlar, toată lumea s-a aștepta să știm și noi cum începe anul, aflăm că vom afla pe data de 10 cum va începe anul școlar. Trebuiau să fie date mâși pentru copii, nu e nicio mască dată, dar în schimb România e împrumutată până peste cap și nimeni nu știe cum se vor plăti aceste datorii. Mâși nu sunt date nici pentru familiile defavorizate, licitație încheiată acum 2 luni de zile. Nu, ele s-ar fi dat, vă și spun în ce condiții. Dacă putea fi atribuit direct, cum a fost în perioada situației stării de urgență, atunci cred că ar fi găsit soluția să mai ia măști la 50 de euro bucata. Atunci da. Da, pe 10 septembrie eu cred că vom afla dacă începe școala, nu cum va începe școala. Pentru că eu mă aștept ca școala să înceapă de la 1 octombrie. Deci eu nu mai am așteptări cu un asemenea guvern. Eu ca om politic și la cum am văzut că se desfășoară lucrurile, adică tu să-ți bagi în fondul de rezervă al guvernului miliarde cu care să cumperi parlamentari și să nu dai bani la pensii, la alocații sau să-i măști ca să te menții la putere, păi ăsta este scopul unui guvern când tu ai împrumutat, repet, România se împrumută cu 1000 de euro pe secundă. Cine va plăti aceste datorii? De unde se vor scoate banii? Că banii nu s-au dus în infrastructură, nu s-au dus în economie, nu s-au dus în turism. Din contră, turismul e pus pe butuci, Horeca e pusă pe butuci, serviciile conexe sunt puse pe butuci. De unde scoți tu bani, guvernule, să dai banii pe creditele pe care le-ai făcut la una dintre cele mai mari dobânzi? România s-a împrumutat cu una dintre cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. S-a și publicat un grafic, 4,7%, până și Bulgaria a luat cu 1% dobândă, noi am luat cu 4,7%. De ce? Pentru că probabil au trebuit plătite niște polițe ale guvernului actual. Și ce s-au gândit băieții? Hai să împrumutăm țara, că
ce-o fi, noi plecăm peste un timp și rămân românii să plătească. Păi e corect așa? Repet, măști, domnul Bălănescu, măști, să dai măști. Iese tot timpul actualul președinte al României și ne spune distanțare, măști și spălați-vă pe mâini. Dați măștile, că oamenii n-au mărit pensiile. N-au mărit pensiile, da? Cum trebuia, cum spunea legea. N-au mărit alocațiile. Dați măști, că ați luat, repet, România se împrumută cu 1000 de euro pe secundă. 1000 de euro pe secundă, vă dați seama. Niciodată niciun guvern n-a făcut asemenea împrumuturi. Niciodată, în câți ani au fost, iar ei au făcut în 9 luni de zile. Bani care nu se regăsesc nicăieri. Unde se regăsesc? Haideți să trecem de la tema acesta de subiecte mari, să revenim spre Piatra Neamț. Eu l-aș întreba pe Alex un lucru. Cum v-ați descurcat cu parcarea la evenimentul cu Moroșanu? Am avut sprijinul Poliției Naționale și Poliției Rutiere. Cât spațiu ați fi avut nevoie ca să puteți parca atunci? Sincer, de 3 ori parcarea sălii polivalente. Deci este o... Prima bandă pe ambele sensuri s-a blocat până la OMV și chiar mai jos, până în Dărmănești Orion. Da, ne-a ajutat vremea și apropo, ca și coincidența, a fost anul trecut pe 27 septembrie. Anul acesta, 27 septembrie, nu e gala lui Moro, dar e bătălia Moldovei 3. Am înțeles. Consider. Am înțeles. Nu, eu am vrut să ajungem în felul acesta la o chestiune la care țin foarte mult. Serviciile pentru populație, acelea, cum se spune, aparent care ar trebui să existe și ele nu există. Și mă refer aici, de la simpla parcare, care la noi există, da, într-o formă mai ciudată, până la colectarea gunoiului, până la asigurarea apei, nici nu știu ce să mai zic, lucruri din astea simple, banale, care influențează însă viața de zi cu zi a omului din piață. Pot să vă răspund eu că vin cu un rezumat și vă răspund punctual. De. Cu parcările este o mare problemă. Eu locuiesc pe zona privighetorii. De luni până vineri, când sunt deschise finanțele și trezorerie și tot ce înseamnă BCR, am plecat dimineața la 7, după amiază la 3 nu mai găsesc loc, fiind locul meu, și am identificat minim 10 mașini care fac parte acum din flora zonei, ieșind copac prin portbagaj. Mașină cu numere roșii și numerele roșii pot fi citite, dacă știi unde să te uiți, din 2007 are numere roșii. Deci mașina aia din 2007 nu a deranjat-o nimeni cu napțipil în geam. Vă rugăm frumos, în termen 24 de ore, mutați mașina. Sunt mașini care sunt parcate drepte, acolo fiind parcări în spic. O mașină ocupă 3 locuri de parcare. 10 mașini, 30 de locuri. 30 de locuri pe oră ori 2 lei, 60 de lei pe oră, dacă ar fi parcările cu plată. Deci minim. Zona privighetorii vorbesc, dar știu că în oraș problema este mult mai mare și eu știu de la poliția locală. Lucrurile astea mărunte care influențează viața de zi cu zi a omului și care enervează. 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 Deci îți vine să zici... Știți când sunt cele mai vizibile? În weekend. Fiindcă în weekend nu se amestecă printre celelalte mașini care se parchează pe zona privighetorii. Și dacă în weekend veniți, de obicei cel mai bine ar fi în perioada aceasta, duminica după amiază, că și locatarii care sunt oricum sunt plecați. Și identificați exact și se vede. Jos, mușchi, crescut, iarbă, adică se vede că aia nu a fost mișcată. Pană, etc. O fi vreun experiment. Poate. Cam lung experimentul. Da. Sunt mașini cu numere de Italia. Bănuiesc că sunt oameni care au venit odată în România, locuiesc în zonă, li s-a stricat mașina, nu a mai luat-o nici în Italia, a rămas acolo. Dar mă refer că dacă eu parchez pe domeniul public, dau exemplu că mi s-a întâmplat sub pasaj la primărie, la Curtea Domnească, după 2 ore am găsit apțipil de la poliția locală. Vă prezentați, poi mâine la sediul. Da. Alea nu reprezintă la fel? Da, da, acolo erați într-o zonă, ca să spun așa, VIP. Zona VIP, adică, dar nu prea ajută acolo, imaginea VIP. Eu cred că zona VIP este întreg orașul. Nu trebuie să privim zonele VIP doar în anumite puncte ale orașului. Nu, vreau să vă spun un lucru. Aici intră foarte mult, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Deci, în această campanie electorală, bun, eu am venit și am vorbit de proiecte care se vor face pentru dezvoltarea economică. Dar, într-adevăr, lucrurile care deranjează foarte mult pietrenii sunt legate... Și chiar am vorbit și ieri la o altă emisiune legate de colectarea de deșeuri, legate de prețul la apă, legate de lipsa parcurilor pentru copii la un număr de scări de bloc unde părinții să știe copiilor se pot juca într-un spațiu bine delimitat și amenajat
pentru copiii lor, cum e și normal de altfel, parcările și așa mai departe. Eu vreau să vă spun un lucru. Cred că toate compartimentele din primărie care au atribuții în domeniu, cât și societățile comerciale din subordinea primăriei și nu numai, și inclusiv poliția locală, fiecare trebuie să-și facă treaba așa cum sunt convins că știu să-și o facă. Și anume, vorbea de acele mașini. Aici trebuie făcut o inventariere foarte clară, informați proprietarii și luate niște măsuri, că nu poți să stai din 2007, că vorbeați de experiment. Păi, ce experimente facem? 13 ani experimente? E cam mult. Trebuie luate niște măsuri. Fără niciun fel de supărare, toți trebuie să respectăm legea. Nimeni nu este mai presus de lege. Dar pentru asta, repet, serviciile, departamentele, companiile din subordinea primăriei trebuie să-și facă treaba așa cum trebuie și trebuie să facă evaluări. Evaluări nu trebuie să facă numai pe partea de parcări. Evaluări trebuie să facă inclusiv în ceea ce privește starea construcțiilor, blocurilor din piatra, fiindcă în piatra avem o mare problemă. Datorită sistemului foarte învechit de apă, de canal, ele refulează tot timpul în subsolurile blocurilor și am avut discuții cu foarte mulți oameni, foarte mulți locatari din diverse cartiere. Trebuie făcut o inventariere pentru că structura blocului a început să fie afectată. Nu poți să arunci problema, să spui să rezolve asociația de proprietari. Că asociația de proprietari se rezolve cum? Din pensiile pe care pensionarii nu le-au primit mărite? Din ce se rezolve? Ce să mai pună? Ce biruri să mai pună pe săracii pensionari sau oamenii care și așa unii au rămas fără locuri de muncă în perioada de coronavirus sau alții nu știu cum să-și dimensioneze cheltuielile că nu știu ce se va întâmpla în perioada următoare. Și atunci, vă spun, inclusiv problema legată de colectarea de deșeuri este una, pe mine cel puțin, m-a nemulțumit modul în care administrația actuală a gestionat această problemă. Am spus-o și am să spun pretutindeni peste tot. Nu este normal să crești prețul de la 8 lei la 12 lei pe persoană, când vine vorba de colectarea deșeurilor, că firma care strânge gunoiul nu îl strânge într-un mod selectiv. Cum este dat de oameni din cartiere, pentru că oamenii în cartiere, ce să vedeți, sunt amplasate pubelele pe care scrie, bineînțeles, și pupelele mai funcționează, nu merge clapeta, nu merge pedala, pentru oamenii în vârstă e greu. E un pic cam înaltă. E un pic cam înaltă, dar oamenii știu cum să selecteze gunoiul. Eu adițional aș fi pus și un container pentru materiale textile, fiindcă am văzut foarte multe haine aruncate pe jos. Dar cum colectează firma respectivă? Pune tot gunoiul la oaltă când îl strânge. Și după aceea când îl duce la groapa de gunoi, spune, doamne, îl sortăm manual. Și de asta trebuie să creștem prețul. Unul din motivele pentru care am crescut prețul. Păi dar nu-i vina populației. Iar tu ca administrație ce faci? Când vine cineva și impune oamenilor care ți-au dat votul de încredere o mărire de preț, da, o firmă privată, tu ce spui? Ok, hai, măriți-o și mai mult decât atâta, hai că găsim noi o soluție să vă ajutăm să semnați și adiționalele la contracte. Nu e în regulă să faci lucrul ăsta. Trebuia să fie o discuție foarte tranșantă între conducerea primăriei și între firma de salubritate. Și să vedem exact unde este vina fiecăruia și de ce se mărește prețul. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Soluții se pot găsi, dar soluțiile le găsești în momentul în care există, cum să vă spun eu, o culpă a cuiva și persoana și entitatea aia își recunoaște culpa, vina. Cum ar fi, de exemplu, speța prețului de apă de la apă, care la fel este unul dintre problemele care afectează, ca să zic așa, calitatea vieții a oamenilor din piatra. Dar acest lucru poate avea o rezolvare, pentru că, de ce vorbeam de vina cuiva? În momentul când am mers și am vorbit cu oamenii o dată, de două ori, de cinci ori, de zece ori și toți îmi spuneau gunoi apă, gunoi apă, gunoi apă, m-am dus la societatea Apa Serv să văd și eu de ce este prețul acela atât de mare la apă. Și de fapt, care sunt problemele care au generat prețul ăsta? Pentru că, uitați, la săptămâna trecută am fost cu domnul Iacoban. L-am apreciat foarte mult și l-apreciez pe domnul Iacoban vis-a-vis de modul cum a transparentizat tot ceea ce ține de Apa Serv, dânsul fiind președinte de Consiliul de Administrație la Apa Serv. Recent. Dar s-au schimbat lucrurile. Comunică, trebuie să explici oamenilor de ce
avem prețul cel mai mare. Și așa cum vă voi explica eu acum, așa m-au explicat și mie când am fost acolo. În 2001-2007 au fost niște programe pe ISPAP în care s-au făcut, atunci nu era apa server, era Bacalod, când s-a făcut extinderea de apă, de extinderea sistemului de apă în Piatra. Și a fost o investiție undeva, din ce mi-au spus ei, în jurul sumei de 11 milioane de euro. Acești bani nu au fost niciodată primiți de către APASERV. Și în momentul de față, APASERV se luptă cu acea datorie, mai cred că vreo 10 ani de plătit, plătesc anual câte 3 milioane de lei. Suprapus pe această datorie vin pierderile din cauza, știm foarte bine, magistralei foarte vechi vis-a-vis de canalizări subdimensionate și așa mai departe. E, aceste lucruri pot fi rezolvate, pentru că când vorbim de echipă, eu tot timpul am vorbit de echipă, într-adevăr, alături de colegii mei, alături de consilieri, dar vorbesc de echipă și alături de domnul președinte Arsene. Un om care găsește soluții, care știe să aducă bani și știe să rezolve problemele. Împreună cu Consiliul Județean vom găsi o metodă ca acea datorie să o dăm, cum este normal, pentru că este vina cuiva aici, să știți. Nu pot să stau și să dau cu biciul în cineva când eu știu că am greșit față de el. Mai întâi, hai să văd eu că îmi fac eu pe deplin datoria față de entitatea respectivă și dacă nu face, da, intrăm cu bocancii peste ea. Dar această datorie se poate plăti într-un mod eșalonat. Și ce le-am spus celor de la APASERV? În condițiile în care vom, prin sprijinul pietrenilor, vom ajunge la primărie, bun, găsim o soluție să vă dăm acești bani. Că nu trebuie să ne plângem toată ziua că avem datorii. Mai trebuie să și plătim datoriile. Că așa e normal și așa e demn să faci. Subvenționați prețul la apă, adică îl scădem, dar în paralel porniți investițiile în Piatra. Schimbați sistemul de apă și de canalizare, pentru că în același timp cu subvenționarea nu poate să dureze foarte mult timp, dar trebuie reduse pierderile. Și dacă vom reduce pierderile, atunci cu siguranță, cu siguranță vom reuși și să menținem acel preț scăzut. Dacă îmi permiteți, ca să continui pledoaria dumneavoastră, cu două lucruri. Deci, APASERV este una din puținele companii de apă din țară care, în momentul în care a fost parte în proiectul acela mare, care s-a desfășurat până de curând, a făcut împrumutul pe societate. Nu s-a acceptat la vremea aceea, 2012, nu mai țin minte cât era, ca împrumutul să fie luat prin Consiliul Județean, cum s-a întâmplat în alte locuri. Și atunci și acel împrumut grevează pe prețul apei. Acum, pentru nouă proiect european, există o problemă dacă APASERV mai poate să acceseze un nou împrumut. Probabil că se va ajunge la soluția Consiliului Județean. Altă soluție nu văd. Dar, revin, mai au o altă problemă. Pietenii își aduc aminte cu oroare, cu câțiva ani înainte, 6 zile aproape n-a fost apă în oraș. O conductă principală, undeva la ieșirea din oraș, s-a spart. Nu s-a putut repara acolo. De ce? Pentru că, în vremuri revolute, doi băieți deștepți, nu mai spun care, unul a făcut un proiect, altul a făcut un proiect, ambele europene. Ele se suprapuneau. Nimeni n-a făcut conexiune între cele două proiecte. Cel care a reparat drumul și a făcut treaba perfect, la vremea respectivă avea garanție 5 ani pe lucrare, când s-a întâmplat nenorocirea, noi cum nu putem interveni, că acolo este un proiect european, dar și noi suntem proiect european. Da, zice, noi am făcut și avem garanție, vreți să faceți? Plătiți din nou. Adică lucruri care n-ar trebui să întâmple într-un oraș în care există un plan de dezvoltare. De ce vă spun că toate lucrurile trebuie făcute într-un sistem logic? De data asta am avut eu argumentație pro domo. Da, nu, adică nu merge să vorbești de o investiție mare în condiții în care tu nu ai infrastructură. Nu merge să mai faci infrastructură până când... Deci în momentul când faci infrastructură, faci tot. Nu poți să asfaltezi un drum și după aceea vii să-l spargi. Că tu... De asta am vorbit și cu cei de la APASERV și le-am spus. Bă, oameni buni, începeți modernizarea, pentru că trebuie să modernizați sistemul de apă. Bun, va fi un deranj, lumea va fi probabil supărată, dar va înțelege toată lumea că e nevoie de acest lucru. Ori, în momentul în care ai sistemul bine pus la punct, vii și aștept totul să fie cam palmă și să fie toată lumea mulțumită. Dar totul trebuie făcut într-o logică. Asta e singurul amendament pe care am vrut să-l fac vis-a-vis tot timpul de toate proiectele. Nu poți să vii heirupistic și să spui gata, trântim un
nu știu, parc undeva și bă, fără ca tu să ai infrastructură, fără ca tu să ai nimic. Nu, trebuie făcute logic. Astăzi va fi o conferință de presă la APASERV, va fi acolo și domnul Arsene și domnul Iacob Ban și domnul nou director. Eu am o singură întrebare, o spun de acum ca să poată pregăti. Va fi un proiect de reabilitare a drumurilor principale din oraș, care probabil va începe în primăvara viitoare. Dacă APASERV știe de el, dacă în proiectul respectiv sunt prinse și rețelele de apă de acolo, pentru că ar fi hazul lumii să reparăm strada, să facem tot ce trebuie și să lăsăm conductele care sunt, alea vechi, la locul lor. Și nu numai de la apă, acolo sunt și alte probleme. Da, deci asta este o chestiune. Întrebarea că trebuie să o adresați, cum a spus, la conferință și aici. Revenind la problemele care deranjează în oraș, îl întreb pe Alex. Alex, ce te mai enervează în orașul Piatra Neamț? Problema locurilor de joacă a fost dezbătută mult prea mult și atunci nu... Te rog frumos să nu vorbești despre locuri de joacă. Noi nu avem locuri de joacă. Noi avem locuri în care copiii învață să se antreneze pentru viață, pentru, știu eu, legiunea specială, pentru chestii genul ăsta. Noi nu avem locuri de joacă. Eu am un copil, o fetiță de 8 luni de zile și încă nu am întâmpinat probleme în aceste locuri, că nu am ajuns cu ea acolo. Doar o problemă care mi-a ieșit la iveală este faptul că trotuarele, pavelele de pe trotuare nu mai sunt cum erau și sunt zone în care lipsesc foarte mult și atunci trebuie să cobor cu căruciorul de pe trotuar pe prima bandă, semnalizez stânga. Apropo, de pe privighetorii, da, până în centru, cum mergi cu un cărucior cu un copil? Sunt foarte curios. Acolo fac off-road. Pe anumite porțiuni fac deci, off-road. Deci asta este o competiție care putem exact, să facem. Deci off-road luăm de mici. Cu căruciorul. Luăm de mici și învățăm cu greutățile. Diferența vieții dintre trotuar și stradă nu este întotdeauna cea mai bună. Eu mă descurc că îl mai iau pe sus și îl ridic 30 de centimetri, 40 de centimetri. Dar o femeie nu prea se descurcă și atunci trebuie să improvizeze. Pavele, cărucioare, locuri care nu există pentru... Și mai pune și un toc la o doamnă și ai rezolvat toate problemele. Sunt lucruri aparent să vină nervoasă acasă, doamna. Astea sunt lucruri aparent mărunte, dar să știți că sunt extrem de importante pentru omul din Piatra Neamț. Nu știu dacă v-am spus vreodată, dar dacă nu am spus, am să o spun acum sau dacă am spus, am să o repet. Mă doare inima și mă doare sufletul când vorbesc cu oamenii și îmi spun, domnul Cuc, trebuie să dăm un telefon la primărie să ne pună și nouă gard în fața blocului. Domnul Bălănescu, oameni buni, asta trebuie să facă primăria, să asigure iluminatul, să asigure liniștea, să asigure gardul, să asigure toaletarea, să asigure drumurile, să asigure... Asta este treaba primăriei, nu trebuie să dai telefon, să pui telefon, să zici, domnule, vino și pune și mie gard în fața blocului sau pune o băncuță. Este inadmisibil să se întâmple lucrul ăsta. Noi ar trebui, primarul ar trebui să discute de proiectele mari de infrastructură, proiectele de dezvoltare. Nici de cum să vii să spui, eu când văd că vin și se laudă, da, domnule, am pus 3 băncuțe și lasă că sunt mai mulțumiți. Dar cum se poate așa ceva? Adică, chiar, mi arată că e nepăsare, că e indolență, că e, n-ai chef de nimic dacă tu asta ajungi să promovezi. Promovează, bă, omule, proiecte. Dezvoltă orașul. Ajută oamenii să se simtă bine când e să fie mândri. Să redobândim, cum am spus și o să o repet de 100 de ori, statutul de perle al Moldovei. Asta este dezideratul. Oamenii să zică, bă, merg la Piatra că mă relaxez, sunt drumuri bune, putem face concursuri de mașini. Pe ce concursuri să facă de mașini? Că poate să facă concurs de off-road, cum a spus. Adică, a fost. Asta vă spun, nu e o stradă asfaltată cap-coadă, modernizată cap-coadă. Asta e o problemă, încă o dată. Nu poți să vii acum, știți, eu văd că toată lumea vine și spune... Unii spun că vor face... Iar cealaltă barcă spune, se spală pe mâini de fosta administrație ca și cum ei n-ar fi existat nicăieri. Ei erau neri, au venit acum ca niște floricele, domne, facem, noi dezvoltăm. Pe unde ați fost? Păi eu dacă vreodată ca și primar, nu știu, se întâmplă să fac un lucru pe care poate avea un impact negativ. Păi în secunda a doi, domnul președinte Arsene mă cheamă, are o discuție cu mine în care îmi explică ce se întâmplă și cum se întâmplă.
pentru că fac parte dintr-un partid. Nu poți să spui, domne, am făcut parte până acum o lună și acum nu mai fac parte, am plecat și ceilalți, știi, băia, n-au nicio vină. Păi, tu ce faci? Ce faci tu ca și partid? Care vii și, practic, nu poți să spui că ai avut nicio realizare. Niciuna. Bani, nu mai vorbesc că n-ai adus bani. Un leu. Un leu. Da? Asta e o problemă foarte mare. Încă unul dintre motivele care m-a făcut să fac parte din echipa domnului Răzvan Cuc și implicit al PSD-ului este faptul că, avându-l în spate pe domnul președinte Ionel Arsene, demonstrând ce a demonstrat în ultimii 4 ani pentru județul Neamț, cu primar PSD în persoana domnului Răzvan Cuc, mă gândesc că orașul poate să atragă sau poate să fie finanțat pe foarte multe proiecte, în proporție poate de 10-15% ce a fost făcut pentru județ să fie făcut pentru oraș. Și părerea mea este că fața orașului se va schimba. Da, eu stăteam acum și mă gândeam, spuneați de o stradă cap-coadă făcută și mă gândeam de când nu s-a mai făcut o stradă cap-coadă la Piatra Neamț. Primul mandat al domnului Ștefan. Nu, nu. Ultimul mandat al domnului Rotaru. Deci ultimul mandat al domnului Rotaru, din păcate, la vremea respectivă, stradă cap-coadă și făcută după toate regulile. Dumneavoastră știți mai bine cum se pun straturile acelea. Nu vorbesc de cârpele. Deci înjura lumea pe Orhei, dacă mi-aduc aminte, și pe Centură. Că de ce durează atâta? Sunt niște... Și nu era traficul de acum. Nu, și nu era traficul de acum. Acum discutăm, 15 ani. Vă spunea domnul ministru că turismul se leagă de evenimente, evenimentele de infrastructură, infrastructura de PIB-ul orașului și etc. După prima gală DFS, Dynamite Fighting Show, am vrut să facem un sondaj intern al nostru, cel al organizatorilor, pe care să-l scoatem public, deoarece noi la prima ediție am fost oarecum hăituiți, bețe între roți, nu credeau prea mulți în proiectul nostru. Și am făcut un sondaj intern prin care la a doua ediție s-a demonstrat faptul că noi, făcând niște clipuri de promovare ale galei, persoanele care au venit în Piatra Neamț gala având loc vineri, s-au cazat în Piatra Neamț vineri și sâmbătă la cele două hoteluri mari din oraș. Iar gradul de ocupare în septembrie, care septembrie nu este o lună de vârf estival sezonier, că nu ai ce face în septembrie la Piatra Neamț, strand, nu, ca și turist nu ai ce face. Gradul de ocupare a fost de peste 70%, iar duminică, dimineața după ce s-au decazat, au vrut să meargă spre Lacul Roșu, noi făcând un clip de promovare în cheile Bicazului, la Târgu Neamț, la cetate, și au rămas să viziteze Curtea Domnească. Deci eveniment făcut, clipuri de promovare, oamenii au zis, bă, unde-i cetatea aia care s-a urcat Moroșanul pe zidurile cetății și a făcut clipul cu turcul? Păi e la Târgu Neamț. Bun, haide, când ne programăm? Duminică. Au mers la Târgu Neamț, de acolo li s-a zis, cred că de stafful de la cetate. Au mers la Zimbri și au rămas duminică după amiaza o familie, dăm exemplu, de 4 persoane, cu siguranță au lăsat 400-500 de lei la Târgu Neamț. Pe ce înseamnă? Masă, bilete, intrare, suc, apă, etc. Și procentul de persoane care au rămas cazate în Piatra Neamț este de peste 30% din totalul persoanelor care au fost la gală. Noi nu am avut spectatori din Piatra Neamț. Piatra Neamțul a contat la gală 18-20%. Au fost persoane din afara județului și nu apropiat Iași, Bacău, Suceava. Au fost București, Constanța, că au venit să susțină sportivii. Sportivi din Oradea, sportivi din Cluj. Nu mai spunem de sportivi internaționali. Deci se leagă eveniment, infrastructură, turism, PIB, se leagă. Acum că Horeca, după citatul domnului Orban, reprezintă doar 3% din PIB-ul României și atunci ori cu ea, ori fără ea, suntem la fel, adică 3% e cantitate neglijabilă. Aceasta este o altă problemă a conducerii. Eu mă gândeam acum, dacă ai avea strandul pe mână, ce ai face? Frumos. Pentru că, apropo de strand, au fost tot felul de experimente. Nu vreau să intru în amănunte aici, te invit odată la o emisiune după campanie. Cu drag. Să discutăm pe evenimente și să discutăm inclusiv despre galele pe care le-ai organizat, pentru că eu am niște nuanțe pe care vreau să le discut cu tine într-o emisiune. Dar dacă ai avea strandul, ar putea fi strandul un punct
de atracție mult mai mare decât este acum și un punct de pornire al unor proiecte? Cu siguranță da. Și vă dau exemplul Botoșanului, care Botoșan până acum 4-5 ani nu avea ștrand, a absorbit niște fonduri europene și au făcut o zonă balneo în afara orașului Botoșani. Și sunt persoane care merg de la Târgu Mureș și își petrec un weekend la Botoșani, care când spui Botoșani nu te-ai gândit la ceva balneo sau ceva unde să-ți petreci timpul. Dar noi, având deja oarecum infrastructura, logistica, forma ștrandului, cum se zice, ar fi trebuit să dăm doar un var într-o casă și nu să o construim de la zero. Și cu siguranță, da, poate fi promovat la un nivel național în care weekend de weekend să fie aglomerat ca în vremurile lui de glorie de acum 10-12 ani. Că să nu omitem faptul când era sub administrație sau parteneria cu Mix Music, la Piatra Neamț și în stradul de Piatra Neamț chiar se făceau evenimente și chiar se vorbea la nivel național, măcar o dată pe săptămână, prin posturile de radio, prin posturile de televiziune, parteneriate cu emisiuni la radio dimineața care transmiteau în direct de la ștrandul nostru, concursuri. Sigur că da. Și mai ales poziția când stai pe un șezlong și vezi ai apă în stânga, 30 de grade și muntele la 10 metri de tine. Dar dacă după o ploaie la noi se deversează jumate de munte, condițiile acestea nu se pot face. Că anunți eveniment, îți plouă 3 zile la rând și anulezi evenimentul și te faci de râs. Și atunci nu poți să-ți asumi așa ceva. Orice investiție făcută, și cum a spus și Alex, în momentul când o investiție trebuie să știi să o menții, în primul rând, și să o dezvolți. Dar asta o faci cu oameni competenți și cu oameni care vor să dezvolte astfel de proiecte, care știu să facă evenimente și care știu să atragă, în primul rând, eu aș spune, până la aduce turiști din alte părți la ștrand, trebuie să atragem pietrenii, să vină pietrenii la ștrand într-un număr mai mare, dar și serviciile care se oferă trebuie să fie servicii pe măsură. Iar aici, dacă nu ai un parteneriat cu cineva, repet, care se pricepe la a atrage oamenii și a oferi diverse servicii, metode de distracție, metode de divertisment, parte culinară și așa mai departe, e păcat. Bașca faptul în momentul în care tu ai construcția, deci ai ceva, nu e să pun că dacă am vorbit să facem un ștrand, nu ar vorbi, mă rog, 5 ani până s-ar finaliza, probabil, dar în condiția care tu l-ai, administrează-l cum trebuie. Investește, preocupă-te, nu lăsa să ajungă o paragină, ceea ce poate să fie fructificat la maxim. Aici e la fel, este o culpă foarte mare a celor care n-au știut să-l administreze. Mai ales că el la un moment dat a fost dat la cheie. Categorie. Depinde acum către care investitor vă referiți, că deci, cred că către doi a fost dat la cheie. A fost dat la cheie și este o altă discuție care trebuie făcută, dar asta după doriți. Campanie, pentru că sunt atâtea lucruri care trebuie lămurite la Piatra Neamț care pun piedici dezvoltării orașului în continuare, din păcate. Pe lucruri mărunte, care trebuiesc doar... Și e de actualitate vorba din 90, cred că, al unui cu Ceaușescu, că nu o să reușiți nici să văruiți după ce a făcut tata. Da, bun, aici putem să atalizăm la Piatra Neamț niște lucruri, dacă doriți. Exact, adică sunt lucruri care e ușor. Îți dă cineva o mașină gratis, dar are doar pană și nu are motorină. Îți convine să-i faci pană și să-i pui motorină ca să poți merge cu ea. Așa a fost și ștrandul, cum a zis domnul ministru, să faci un ștrand de la zero în orice oraș, bănuiesc. Acum îți ia peste 3-4 ani și nu l-aduci la forma, la nivelul și la poziția pe care o are ștrandul nostru. Știți ștrandul de la Bacău cum arată? Pe variantă trece trenul pe lângă tine. Sau ștrandul de la Roma. Da, dar uite, ștrandul de la Roma ștrandul este de la Roma? Bine organizat, încât acolo este lume tot timpul. S-au creat niște facilități. Exact. Se face rezervare pe online. Rezervă ceva pe online la Piatra Neamț. Domnul Răzvan, ne apropiem de finalul emisiunii. Vă rog pe dumneavoastră să îmi vorbiți despre echipa cu care sunteți, pentru că eu merg foarte tare pe conceptul de echipă în momentul acesta. Eu vreau să văd echipe care se luptă pentru primărie și după aceea o echipă la primărie. Să nu fie multe echipe cu interese. Deci o echipă la primărie. Ce spuneți dumneavoastră este un lucru normal, firesc și logic și cred că asta își dorește și pietrenii, o echipă. Cred că s-au săturat să vadă o diviziune și oameni care cred că pot face ei totul de unul singur. Nu, forța mea stă în echipă. Puterea mea și tot ceea ce fac eu în momentul de față și ce sper să fac
după data de 27 septembrie, stă în forța echipei. Fără echipă nu putem avea valoare, nu putem dezvolta, nu putem construi. Este o echipă, am spus-o și o să o repet, de care sunt foarte mândru. Sunt unii oameni care n-au făcut politică, dar eu aș spune că ăsta este un avantaj, pentru că și cei care au făcut foarte mult timp politică și au așa, o așa zisă experiență politică, de multe ori, cred că după 10-15 ani, nu mai urmăresc neapărat interesele cetățenilor. De asta aici a fost meritul și este meritul Florentinei Moise, care a făcut o echipă strașnică, o echipă puternică, care să poată sprijini așa cum trebuie proiectele din postura de consilieri locali, oameni care sunt, se ramifică pe mai multe domenii, economiști, juriști, experți în domeniul Horeca, oameni care au demonstrat în activitatea lor de zi cu zi că știu să facă lucrurile astfel încât la sfârșitul zilei să ai niște realizări, să ai fapte și nu vorbe. Și nu știu dacă ați sesizat, dar inclusiv sloganul meu de campanie de la bun început a fost următorul: construim împreună. Construim împreună. Construiesc împreună cu echipa, construim împreună cu pietrenii și e momentul ca toți să dăm mână cu mână și să mergem în sfârșit, să lăsăm la o parte răutățile, cancanurile, discuțiile și ce încearcă să promoveze alții și să mergem pe proiecte concrete, pe dezvoltare, astfel încât să avem această mândrie locală că uite ce am făcut aici la noi, haideți și voi alții să vedeți ce am făcut, pentru că se poate. De asta se va face numai în echipă. Iar eu aici pot să spun că mă mândresc cu echipa mea și o să mă vedeți tot timpul alături de echipă și îmi doresc ca în final, repet, dacă mă va ajuta bunul Dumnezeu, mă vor ajuta pietrenii, când voi face acea evaluare de final a mandatului împreună cu echipa, să avem slide-uri nenumărate în care zicem, uite, am spus la început că facem centură, am făcut centură. Am spus că dezvoltăm pe Coz la un centru de tratament și că o punem în valoare și turistic, am făcut-o. Am spus că subvenționăm prețul apă, am făcut-o. Am spus că modernizăm, că facem parcuri pentru copii, am făcut. Am spus că asfaltăm străzile din oraș, că facem parcuri, am făcut. Asta trebuie să facă un primar la final. Nu să vină să se plângă, aolo, știi că mi-a fost greu, că m-a blocat echipa, că m-a blocat nu știu cine. Nu trebuie să vii să inventezi tot felul de motive. Trebuie să vii să arăți ce ai făcut. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, am spus că facem emisiune astăzi, am făcut. Așa că vă dorim o zi frumoasă, numai bine. La revedere, noi ne-am ținut prima promisiune.